privim cu atenție acest manuscris aflat în păstrare la Biblioteca Academiei. Nu-ți vine să crezi că cineva ar putea scrie atât de mărunt fără o lupă. Operatorul de imagine a folosit la maximum transfocatorul pentru a putea să vă ofere pe micul ecran scrisul mărunt cât semințele de mac al lui Ionel Teodoreanu, campionul absolut al microscrisului din literatura noastră, locurile 2 și 3 ale acestui clasament întocmit ad hoc, ocupându-l probabil Sadoveanu și Arghiezi. Este adevărat că Teodoreanu avea 26-27 de ani când așternea pe hârtie cu creioanele sale bine ascuțite, capitol după capitol, primul său roman, La Medeleni. Priviți cât de puține ștersături există pe aceste file. Explicația ține pe de o parte de faptul că Ionel Teodoreanu își elabora ușor scrierile, iar pe de altă parte pentru că alături de zecile de creioane avea permanent pe masa de scris și foarfecele, cu care tăia toate pasajele mâzgălite și prolixe, filele caietelor sale cu scrieri, arătând în final ca niște mici jaluzele pe fața cărora înfloreau dichisite romanele scriitorului. Este interesant de observat că pe contrapaginile libere, pe care scriitorul își adnota expresii în limbi străine, calcule legate de biografia personajelor, ori pasajele făcute, scrisul lui Ionel Teodoreanu căpăta dimensiuni normale. Deci, numai atunci când concentrarea era în acord de plin cu inspirația, romancierul, parcă de teamă de a nu o pierde pe cea de-a doua, grăbea ritmul scrierii, micșorând până aproape de invizibil dimensiunea literelor. Doi oameni au crezut înainte de consacrarea sa în forța latentă de romancier a lui Teodoreanu și în triumful medelenilor. Ibrăileanu și Ștefana Teodoreanu, soția scriitorului, născută lui Pașcu, nepoată a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care, portretizată de Teodoreanu în romanul său de mai târziu Bal Mascat, în personajul Ștefanei Belisar, va deveni și ea scriitoare, alegându-și ca răspuns la gestul cald al soțului, drept pseudonim, numele eroinei din romanul amintit. Am vizitat-o în urmă cu câteva zile. Privind numeroasele fotografii făcute în cea mai mare parte de către dânsa, Ștefana Belisar a ales cu emoție câteva, reprezentându-l pe Garabeti Brăileanu, din care aceasta, unde autorul Adelei pozează în chip de automobilist, este o premieră absolută pe micul ecran, infirmându-i parcă renumele de mizantrop. Fără Ibrăileanu nu se știe dacă Ionel Teodoreanu ar mai fi ajuns romancier. Nu-i amintește într-o scrisoare chiar el mentorului vieții românești de mustrările pe care le făcea? Domnule Teodoreanu, domnule Teodoreanu, de ce atâtea flori, atâția zarzări, atâtea curcubei, atâtea fructe, în loc să te ocupi de oameni și de viață? Trimite-mi o telegramă urgentă de 400 de pagini. Prima din aceste telegrame, mult așteptată de marele critic, îi va fi expediată lui și cititorilor de tânărul scriitor în 1925, de pe moșia sa. Cităm: singura moșie care a aparținut cuiva din neamul meu nu este o moșie de pământ arabil, ci o moșie de hârtie tipărită. Am numit romanul și nu moșia medelenilor, care, adăugăm noi, exista cu adevărat, dar aparținea unui prieten. Aceste cuvinte fac parte dintr-o conferință intitulată Cum am scris medelenii, al cărui manuscris se află, iată, la Muzeul Literaturii Române. Conferință pe care Ionel Teodoreanu a ținut-o în 1937 în mai multe localități din țară, unde cititor și cititoare îl așteptau înfrigurat să-l vadă și să-l audă. Genul feminin îl citea și răscitea, trimițându-i fotografii, șuvițe de păr, batiste cu niagare de lacrimi, care îi creaseră autorului, un bărbat frumos ce-i drept, îi creaseră deci, după propria mărturisire, faima unui Leonard prelungit în literatură, a unui Rudolf Valentino, un fel de tenor literar. Având certitudinea că tot restul vieții lui scriitorul nu va face altceva decât să continue în zeci și zeci de volume seria medelenilor, nici bărbații nu se lăsau mai prejos. Foarte mulți își puneau biografiile la dispoziție pentru a-i servi scriitorului drept modele de copii precoce, de cuceritori ori de neînțeleși în iubire. Mai mult, și bărbați și femei îi cereau lui Teodoreanu adresele eroilor medelenilor și numele lor adevărat, convinși fiind
că aceștia existau aievea. Această confundare a ficțiunii cu realitatea este cea mai evidentă dovadă a faptului că din tot ce a scris romanul de debut al lui Ionel Teodoreanu, cu toate virtuțile și defectele sale, a stat și stă sub semnul capodoperii. De ce? Pentru că pentru prima oară în literatura română, un scriitor se încumeta a scrie un roman dedicat vârstelor a căror amintire ne luminează întreaga viață, copilăria și adolescența. Un roman în care autorul lui a reușit performanța de a face eroi principal din trei copii care se joacă, fac năzbâtii, cresc, devin apoi elevi, adolescenți cu sufletele frământate și înfiorate de luminile și umbrele vieții și care ajung în pragul primei tinereți să știe ce înseamnă a iubi, a visa, a fi bun ori rău, a întâlni fericirea ori a te despărți de ea pentru totdeauna, a trăi ori a deveni o amintire luminoasă. Aceștia sunt în câteva cuvinte Dănuț, Olguța și Monica și aceasta a fost cheia marelui succes de care s-a bucurat trilogia Medelenilor. Cum a reușit Teodoreanu să intre în posesia ei? E bine, atât de aproape se afla creatorul de vârsta personajelor sale. Experiența sa de viață cuprindea atât de puține evenimente dincoace de hotarul copilăriei, dar mai ales al adolescenței, încât oricât de multă fantezie ar fi avut, stările sufletești, comportamentul, datele fizice, gândurile și replicile eroilor săi, acțiunea în sine a romanului păreau a fi rodul unei amintiri reale și nu al invenției artistice. De aici, succesul fulminant al Medelenilor, al cărui prim volum a apărut, deci, în 1925, subintitulat Hotarul nestatornic, a fost în numai 2 ani reeditat de 3 ori, într-un tiraj total de 16.000 de exemplare. Volumul al doilea, Drumuri, va apare în 1926 și se va bucura tot de 3 reeditări, dar într-un singur an, tirajul acestora fiind de 19.000 de exemplare. În fine, în 1927, Ionel Teodoreanu va fi prezent în librării cu ultimul volum al Medelenilor intitulat Între vânturi și editat într-un singur tiraj de 13.000 de exemplare. Devenise dintr-o dată celebru, el, tată a 2 gemeni, tânăr ieșan, despre care până nu demult nu se știa mare lucru, în afară de pildă de faptul că bunicul său era compozitorul Gabriel Muzicescu. Și puține fapte literare prevestiseră acest ceas de izbândă al scriitorului, pentru că nimic din ceea ce publicase aici colo până atunci nu avea suflu epic, dimensiune și forță. Dimpotrivă, un fel de lentoare și de abulică visare îl răsfățau parcă pe elevul și pe adolescentul Teodoreanu, care însă, de pe băncile liceului, avea o tainică iubire, metafora. Peste câțiva ani ea avea să devină blazonul, dar și stigmatul scriitorului, spunându-i se nu degeaba Metaforel. Sub semnul ei va debuta cu suita de proză poetică intitulată Jucării pentru Lili în 1919 și va rămâne rob al metaforei, abuzând de ea adesea în defavoarea calității, conținutului de ideal cărților lui, al mesajului social pe care nu odată fie l-a ocolit, fie l-a confecționat artificial, ba chiar eronat.